Ești un pasionat al băilor herculane și aș vrea personal să ne spui ce îți place cel mai mult să faci sau să vezi aici când ajungi. Deci, în primul rând, spa-urile de la cele două hoteluri, complexuri hoteliere, Afrodita și Diana, oferă un confort sporit celor care vizitează hotelurile prin dezmierdare, ca să spun așa, a tot ceea ce înseamnă spa și wellness. Și, de asemenea, împrejurimile băilor herculane cu diferite obiective turistice, ceea ce vom căuta pe viitor să facem cu cei care participă la astfel de evenimente, să-i ducem să viziteze Cascada Bigger, dau doar câteva exemple, capul lui Decebal ați văzut de la Cazanul Dunării, de asemenea, linia de cale ferată Ravița-Anina, se pot face astfel de excursie de aici. Ce ofertă aveți pentru alte vârste decât pentru cele pentru pensionari? Da, este adevărat că Herculane este cunoscut ca stațiune pentru tratament datorită apelor sale termale, iar asta cu siguranță nu se va schimba, apele termale vor rămâne Herculane. Însă, odată cu dezvoltarea facilităților spa și cu renovarea hotelurilor, este normal ca oferte noi să apară. Și atunci, pentru altă categorie de vârstă, avem în primul rând evenimente create special pentru ei, atât cele în aer liber, cât și cele în interior. Spre exemplu, nu știu, ca element de noutate, petrecere la piscină pe care le facem cu spumă. Sunt destul de apreciate de categorie mai tânără. În același timp, tot ei sunt cei care caută și ne-au împins de la spate să dezvoltăm serviciile de spa. Și atunci, dacă bunicii noștri veneau pentru băi în ape termale, cei tineri vin pentru băi în lapte și miere, măști de caviar, masaje cu ciocolată, cu miere, cu bețe de bambus, cu roci vulcanice. Sunt convinsă că și ei au ce să găsească aici. Așa și balanța. Nu, l-am simțit eu.